Stimați colegi, merge sunetul, domnul? Da. Bună ziua, stimați colegi. Vă mulțumesc pentru prezență. Încercăm să organizăm de dimineață ca să avem și alte activități de făcut în cursul zilei de astăzi. Ca atare, Consiliul Județean a fost legal convocat prin dispoziția numărul 177 din 20.05.2022 a președintelui Consiliului Județean Bacău, comunicată în termenul prevăzut de lege consilierilor, la ședință din totalul de 36 de consilieri județeni în funcție. Sunt prezenți în sală 30, 4 dintre colegii noștri sunt online. Deci ca atare absenți doi. Nu-s doi, l-am văzut pe domnul Griscu. A venit, da. Da, a venit. Înseamnă prezenți în sală 31. Îmi cer scuze, în ședința online sunt 3 consilieri prezenți din cei care s-au anunțat că participă online. Domnul Păzda este în sală. Da, da, am ieșit. A intrat și domnul Jomar și domnul Necoar. Nu. Sunt 4 consilieri. Da, mai cum. Da, da. Dacă mă puteți lămuri cât sunt totuși prezenți? Că m-ați bulversat. În ce mi scuze, avem un vot și hibrid, în sensul că avem un vot și din online și un vot din sală. Rog pe domnii consilieri care se în sală să conecteze doar la punctul 4, se spune. Era și domnul Islam. Acum sunt 4 consilieri care participă în ședință online. Deci și prezență în sală? 31. Înseamnă că avem prezență de 35. Mulțumesc. Ședința este legal constituită și își poate desfășura lucrările. Având în vedere proiectul ordinii de zi, au fost invitați să participe domnul rector Carol Schnakovszky, rectorul Universității Vasile Alecsandri Bacău, directorul de direcție și șefii serviciilor din cadrul aparatului de specialitate. Prin adresa numărul 13.198 din 2605-2022 a fost invitat și domnul primar al municipiului Bacău, domnul Lucian Daniel Stanciu-Viziteu, care din păcate nu se află în sală, ținând cont că pe ordinea de zi este și un proiect ce se referă la municipiu. Domnul Bârzu, dacă îmi permite să țin ședința și vorbiți afară? Domnul Bârzu, îmi permite, sunteți în ședință. Serios? Pentru ședința de azi, proiectul ordinei de zi este următorul. Aprobarea procesului verbal a ședinței extraordinare din data de 16.05.2022. 2. Aprobarea procesului verbal a ședinței extraordinare convocată de îndată, în data de 20.05.2022. 3. Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate, precum și a celorlalte structuri funcționale din cadrul Consiliului Județean Bacău, aprobat prin hotărârea Consiliului Județean Bacău numărul 204/2021 cu modificările ulterioare. 4. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean numărul 200 din 2020 privind desemnarea unor persoane în organele de conducere a unor organisme prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes județean cu modificările ulterioare. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a județului Bacău pe anul 2022. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar al județului Bacău și a situațiilor financiare anuale pe anul 2021. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării programului județean de transport public de persoane prin servicii regulate pentru perioada 2014-2022. 8. Proiect de hotărâre privind atribuirea directă prin măsuri de urgență pe perioada determinată a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane și eliberarea de licențe de traseu pentru traseul Cod 127, Bacău, Rușciutea, Siretul, cuprinsă programul de transport public județean de persoane prin curse regulate în județul Bacău. 9. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Bacău cu municipiul Bacău în vederea realizării în comună a obiectivului de investiții, lucrări de intervenții pentru imobilul Casa Vasile Alecsandri, situată în municipiul Bacău, strada George Apostol, numărul 9, județul Bacău. 10. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului suprafață de 1550 m² din zona drumului județean DG119, situat în sat Gura Văii, comuna Gura Văii din județul Bacău, aflată în domeniul public al județului Bacău și în administrarea serviciului public județean de drumuri Bacău, în favoarea SC Delgaz Grid S.A. 11. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Consiliul Local al Comunei Săucești a unui sector de drum județean DG 207F de la km 5+250 la km 7+344, situat pe raza administrativ-teritorială a Comunei Săucești. 12. Proiect de hotărâre privind validarea ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău în mandatul 2020-2024 a domnului colonel Babiș Adrian, împuternicit șef al Inspectoratului de Jandar Județean Bacău. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, punerea în siguranță și amenajarea imobilului Casa numărul 2 din municipiul Bacău, strada Hericoandă numărul 2, arhivă plus spații de depozitare, rest de executat. 14. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Bacău cu Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău prin Facultatea de Științe Economice pentru organizarea și desfășurarea proiectului concurs regional pe teme economice Iononescu de la Brad. 15. Proiect de hotărâre privind plata cotizației anuale a județului Bacău în calitate de membru către Asociația Grupului de Acțiune Locală Valea Muntelui pentru anul 2022. 16. Proiect de hotărâre privind plata cotizației anuale a județului Bacău în calitate de membru al Asociației Grupul de Acțiune Locală Ulmus Montana pentru anul 2022. 17. Proiect de hotărâre privind plata cotizației anuale a județului Bacău în calitate de membru către Asociația Grup de Acțiune Locală Colinele Tutovei pentru anul 2022. Proiect de hotărâre privind plata cotizației anuale a județului Bacău în calitate de membru către Asociația Grupului de Acțiune Locală Cetatea Tamasidava pentru anul 2022. 19. Proiect de hotărâre pentru declanșarea procedurilor de expropiere a imobililor proprietate privată care constituie coridorul de expropiere a lucrărilor de utilitate publică de interes județean, consolidare drum cu zi de sprijin DG 252 Buhoci-Bibirești, km 121+630, județul Bacău. Proiect de 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de specialitate în vederea acordării de consultanță, asistență și reprezentare de către Spitalul Județean de Urgență Bacău. Supun la vot proiectul ordine de zi. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiectul ordine de zi a fost aprobat. Supun la vot, în conformitate cu prevederile articolului 135, aliniatul 8 din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, suplimentarea ordinii de zi cu următoarele puncte. 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de amenajare a teritoriului, actualizarea planului de amenajare a teritoriului județean Bacău. Și 2. Raportul de control numărul 32.808/3103/2022 împreună cu decizia numărul 4 din 19.04.2022 emisă de către directorul Camerei de Conturi. Cine este, supun la vot suplimentarea ordinei de zi, cine este pentru, voturi împotrivă, abțineri. Vă mulțumesc, suplimentarea ordinei de zi a fost aprobată. La punctul 1 și punctul 2 de pe ordinea de zi, dau cuvântul doamnei secretar general al județului pentru a supune spre aprobare procesele verbale din ședințele extraordinare din data 16.05, precum și din data de 20.05 2022. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte! în conformitate cu prevederile codului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, la începutul fiecărei ședințe, secretarul supune spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare. Având în vedere dispozițiile menționate, supunem spre aprobare procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 16/05/2022. Supun la vot procesele verbale. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Da. Voturi pentru și înțeleg. Vă mulțumesc, procesele verbale au fost aprobate. Spun că, da, procesul verbal. Vă rog, doamna secretar. Mulțumesc, domnule președinte. Supunem spre aprobare procesul verbal al ședinței extraordinare convocată de îndată din data de 25/05/2022. Supun la vot procesul verbal din data de 22/05. Vă rog, cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Cât pe online? Și al doilea proces verbal a fost aprobat. Vă mulțumesc. Dau cuvântul în continuare domnului secretar general. Consiliul Județean, aflat în una dintre situațiile de conflict de interese, are obligația să anunțe la începutul ședinței Consiliului Județean interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective. Ulterior anunțării, Consiliul Județean nu mai este luat în calcul pentru formul necesar adoptării hotărârii Consiliului și nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri. Vă rog, dacă sunt incompatibilități, să le luăm pe rând. Domnul vicepreședinte Scripăț. Nu voi vota la punctul 7 și punctul 8. Nu veți participa la vot? Nu voi participa la vot. Vă rog? Nu voi participa la vot la punctul 15. Domnul consilier județean Budac. Domnul consilier județean Emil Patrichi la punctul 4. Nu particip? Am înțeles. La punctul 4 nu particip la vot domnul Alexandru Troian. Doamna Cozma. Și doamna Cozma. Punctul 4. Doamna inspector general, vă rog. Mulțumesc. Mai sunt... Da? Ca atare am să trec la punctul 3 de pe ordine de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate, precum și a celorlalte structuri funcționale din cadrul Consiliului Județean, aprobat prin hotărârea Consiliului Județean Bacău, numărul 204/2021, cu modificările ulterioare. Dacă avem avizele de la comisii, sunt favorabile. Dacă nu sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Da, avem un rezultat. Au votat doar 3, dar Comușova nu și-a exprimat. 3 voturi pentru. Deci, la punctul 3, proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea regulamentului de organizare și funcționare a fost aprobat. Ca să trecem la punctul 4, o să vă rog, având în vedere că este vot secret, am să citesc întâi, vă rog să vă închideți. Dar nu reușesc. Deci, la punctul 4 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Bacău, numărul 200 din 2020, privind desemnarea unor persoane în organele de conducere a unor organisme prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes județean, cu modificările ulterioare. Aici o să trebuiască din partea fiecărui grup să facem propuneri, grup politic. Am să o iau într-o ordine, fără să țin cont de mărimea grupului. O să încep cu grupul SR+. Aveți propuneri? Mulțumesc. Grupul PMP, aveți propuneri? Nu aveți propuneri. Pro-România, aveți propuneri? Vă mulțumesc. Grupul PNL, aveți propuneri? Domnul președinte, avem o propunere și avem o persoană care a mai fost în Consiliul de Administrație și a reprezentat Consiliul Județean cu cinste și expertiză, persoana domnului Răstică Marcu, și timpul gândirea către colegi, eu și cu colegia, mă înțeles, nu cu propuneri, având în vedere principiul reprezentativității, ar trebui și celelalte lucruri politice să fie reprezentate în Consiliul de Administrație a României și fac un apel la dumneavoastră dacă putem avea și noi reprezentat în Consiliul de Administrație a unui lucrări din Bățălu. Vă mulțumesc! Sunteți de acord? Suntem în coaliție, nu? Bine că ați aflat. Am înțeles. Dumneavoastră vă raportați cum era înainte. Bun. Grupul PSD. Deci, de la grupul PNL, propunere domnul consilier județean Marcu, de la grupul PSD, propunere doamna Roxana Hârțescu. Ne conectăm, da? Da, acum puteți să, haideți să facem demersul pentru a vota secret. Vă rog, domnul consilier județean, domnul ministru. Dacă sunt prezenți, poate ar trebui să-i ascultăm și noi, să vedem ce proiect au. Dar n-ar fi bine întâi să-i votăm și după aia să-i ascultăm? Nu, poate unii se retrăgândesc să-i voteze, dar nu mai veniți cu dumneavoastră, puneți cu dumneavoastră. Haideți să declanșăm procedurile. Bună-i propunerea domnului consilier județean. Dacă reducem sonorul la telefoane sau tablete, nu ne mai auzim în ecou. Transmitem un proiect de vot cu oamenii de propuneri sau oamenii? Eu cred că da. Cum? Pe cum? Să dăm oricum. Da, eu zic că e în regulă. Cu ambele nume. Cu ambele nume. Așa. Cu ambele nume. Și votează fiecare câte un nume. Da. Mai treceți unul, domnul consilier. Mai treceți un nume, ca să ceva? Da. Ideea este să nu votăm la amândoi, că să anulează votul. Exact. Domnul Bârzu încă mai are reminiscențe din Consiliul Local Bacău. Și grele de depășit. Este influențat de zonă. Ca statistică, mă rog, nu neapărat dacă nu ați intrat? Dacă ați intrat, se reia procedura. De fapt, poate să nu voteze deloc. Și se expiră termenul. Va trebui să așteptăm 3 minute, da. Da, ați votat? Deci, stimați colegi, dacă intrați pe vot, dacă intrați și participați, înseamnă că participați la ce? Reiau votul. Da, reluăm votul. Vă rog. Sesiune nouă. Mai aveți o șansă. Rog colegii care nu participă la vot să iasă din sesiune. Verificare, spune, domn profesor, da. Nu poate să fie 34 de participanți. Trebuie să mai iasă. Deci, stimați colegi care v-ați anunțat incompatibilitățile, nu fiți online, nu intrați online, ieșiți din sesiune complet. Sesiunea de referate și comunicări. Că avem 1, 2, 3, 4... Doamna... 4 persoane. Ați ieșit, da? Alba, Vasile, Troian, Cozma. Domnul Patrichi, știu că vreți să stați online tot timpul, dar ieșiți un pic din... Nu, Patrichi. Nu, Budac tot aici. Tot aici. Budac. Vasile, tu tot la 5 sau la 15? La 15. Ah, iartă-mă, da, eu m-am auzit 5. Da, de pe la cuiburi se adună. Hai să vedem, cine e la 4? Câte persoane? La 4, domnul Patrichi, domnul Droiman, Cosma și Garmin. Atât trebuie să fie. Domnul Patrichi, domnul Cosma, doamna Cosma. Doamna Egarmin și domnul Droiman, nu sunteți în sesiune. Puteți declanșa procesul de vot. Bine că nu avem mai multe sesiuni sondaj, ok. Online. Da, online că... Am întâlnit sesiunea de 3 de participanți. Ieșiți în întâlnire. Gracias. Mustic. De 17. Da. Nu e invers. Eu am înțeles 17 voturi, Marian, era să cade pe scaun. Felicitări, domnule, să ne reprezinte cu cinste. Nu, că începeam să ne numărăm acum. Dar ce numai domnul Bârzu? Deci, domnul, o felicit pe doamna Hârțescu, eu am avut emoții, trebuie să recunosc la votul ăsta. Da. Am să... Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu doamna, desemnată doamna dr. Hârțescu. Atare felicitări și am să trec la punctul 5. Vă rog să ieșiți din sesiune că nu mai avem... Vot secret. Zi 7 am leșinat. La punctul 5 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a județului Bacău pe anul 2022. Vă rog dacă avem avizele favorabile. Da? Vă mulțumesc. Dacă nu sunt intervenții pe acest subiect, supun la vot proiectul de hotărâre în forma în care v-a fost prezentată. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. V-am rugat să vă deconectați ca să nu mai stăm în... Ați ieșit, domnul Scripăț? V-ați deconectat? Da, bun. Deci tot te votez pe curs. O ieși, da? Nu, apare în curs. Apare în continuare și ecran. Închideți-vă tableta așa, până la poveste, ci totul... Noi i-ați dat ieșit, i-ați dat... Închideți-o și... Nu, tot dăm să-și... E să închide, dar durează un pic până să închide. Putem vota? Online? I-am închis tableta. Dacă funcționează, înseamnă că are alt aparat la el. Cu toată tehnica la el. E oprită tableta. Îi dea un refresh. Exact. Nu închis... La acest timp au fost exprimate 4 voturi pentru, nu știu ce nu mai. În regulă, 4 voturi pentru, în sală... Cât avem? 31. 31, proiectul de hotărâre a fost aprobat. La punctul 6 de pe ordinea de zi, se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar al județului Bacău și al situațiilor financiare anuale pe anul 2021. Avem avizele favorabile. Dacă nu sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi. Se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării programului județean de transport public de persoane prin servicii regulate pentru perioada 2014-2022. Aici nu se participe și a anunțat domnul Scripăț. Da. Domnul vicepreședinte Scripăț. Dacă nu sunt intervenții și avizele sunt favorabile, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 33 de voturi. Trec la punctul următor. Se prezintă la punctul 8 de pe ordine de zi proiectul de hotărâre privind atribuirea directă prin măsuri de urgență pe perioada determinată a contractului de delegare a gestiunii serviciilor de transport public județean de persoane și eliberarea licenței de traseu pentru traseul cod 127 Bacău-Rușciutea-Siretul cuprins în programul de transport public județean de persoane prin curse regulate în județul Bacău. Cu neparticiparea domnului vicepreședinte Scripăț. Dacă avizele sunt favorabile, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Cât 34 de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Punctul 10 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață. A sărit punctul 9. Nu-i nimic, revin. Da. Mă scuzați. Trec la punctul 9 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Bacău cu municipiul Bacău în vederea realizării în comun a obiectivului de investiții, lucrări de intervenții pentru imobilul Casa Vasile Alecsandri, situat în municipiul Bacău, strada George Apostol, numărul 9, județul Bacău. Sunt convins că o mare parte dintre colegii noștri la acest proiect poate nu știu stadiu. Aș vrea să prezint eu o situație referitoare la acest imobil. În anul 2019, această casă a fost achiziționată cu votul dumneavoastră și cu voia dumneavoastră a celor care au fost atunci consilieri județeni. Achiziționarea în sensul de a o pune în siguranță și de a proteja patrimoniul. Casa se află pe raza municipiului Bacău și pentru faptul că municipalitatea atunci nu a făcut niciun pas să o reabiliteze sau să-și exercite un drept de a o cumpăra, un drept de preemțiune, parcă știu că era în perioada aia, Consiliul Județean și-a manifestat interesul, a cumpărat casa și de atunci, de când a fost cumpărată, am depus, inclusiv s-au depus și de atunci eforturi din 2019-2020, obținerea avizelor. În 2020 noi am primit un aviz negativ de la Comisia Națională pentru Monumente Istorice și atunci a trebuit să refacem întreaga documentație. Menționez că atât documentațiile făcute până acum, cât și cumpărarea casei, evident că au fost suportate din bugetul Consiliului Județean. Nici pe departe Consiliul Județean nu poate să spună că avem un interes județean în acea zonă, tocmai de aia. În urma susținerilor publice a domnului primar Lucian Daniel Stanciu-Viziteu, care l-am și invitat astăzi aici să expună punctul de vedere, am considerat oportun să își manifeste această susținere într-un mod concret, nu într-un mod demagogic. Ca atare, am inițiat această hotărâre. În această hotărâre noi participăm, sau s-a propus ca și participare 50-50%. Cred că cel mai bun exemplu de a sprijini patrimoniul național este să inițiez demersurile în mod concret. Așa cum am fost susținut, eu cred că ăsta este un demers concret care poate fi susținut de Consiliul Local, ținând cont de faptul că se află pe raza municipiului Bacău și tocmai pentru faptul că Consiliul Județean Bacău a inițiat anumite demersuri, le-a susținut financiar și cred că nu-i rău să vină și primăria alături de noi și Consiliul Local Bacău alături de noi, să realizăm efectiv acest obiectiv. Dacă sunt intervenții pe acest subiect, vă rog, domnul consilier județean. Nu știu dacă se știe, dar la această oră începe și ședința de Consiliul Local. Domnul Lucian Stanciu-Viziteu trebuie să fie prezent acolo. Referitor la susținerea aceasta, nu putem să ne bucurăm că ei există, dar sperăm să existe înainte de proiectul de hotărâre și negocieri în ceea ce privește și Casa Alexandriei, și hotelul central, și Costa Bibliotecă, care este normal. Într-un pachet de negocieri privind interesul județului și a municipii. Da. Nu știu dacă s-a putat astfel de discuții anterioare și ne-am bucurat să aceste obiective să fie îndeplinite. Am înțeles, asta e intervenția, da? Vă rog, domnul consilier județean, Vreme. Da, mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, eu sunt de acord așa cu inițiativa asta în principiu. Dar totuși, noi suntem consilieri județeni. Noi trebuie să ne uităm la tot județul. Iar acest obiectiv este un obiectiv strict pe teritoriul municipiului Bacău, cu interesul direct a municipiului Bacău. Nu știu dacă chiar este de competența noastră să venim și cu ideea de asociere și cu a cheltui bani din bugetul județului Bacău. Eu cred că sunt, dacă luăm tot județul, foarte multe obiective care pot fi puse în valoare de către Consiliul Județean. Iar asta o văd eu așa ca o problemă strict a municipiului Bacău. Noi putem, din vedere politic, să-i atenționăm că nu-și fac treaba, că ar trebui să pună în valoare acest obiectiv, dar mai să-și cheltuim bani din și așa bugetul mic al județului Bacău, eu cred că trebuie să gândim de două ori. Mulțumesc, domnule. Da, mulțumesc. Am să dau cuvântul, dacă îmi permiți, domnul Gău, doamnei inspector general și ulterior domnul consilier județean cu cerere. Mulțumesc. Să știți că nu vă spun o poveste de profesor de română, vă spun cu genul la clasă de când predau, în anul 2000. În 1940 de jur, George Călinescu spunea în vesita istoriei de arte a scenelor române de la origini până în prezent că Vasile Alecsandri, un variant ascultat, s-a născut într-o căruță, în drumul dintre Bacău și Moinești. Dacă George Călinescu a spus lucrul ăsta, toată lumea a luat-o de bună, deși Vasile Alecsandri și matrița de naștere a poetului arată că Vasile Alecsandri s-a născut într-o casă din Bacău, în localitatea Bacău, da? Pe una dintre casele de moșia tatălui său, boierul Alecsandri. Dacă eu mă duc la clasă de atâția ani să le spun elevilor că Vasile Alecsandri este un băcăuan și că merită băgat, înseamnă ca și George Bacău. Ia scuzați-mi faptul simplu, dar e de-al nostru. E păcat să nu încercăm să facem ceva și noi, județul, pentru că e de-al nostru. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna ministru Pucean. Vă rog, domnul Consiliul Județean. Da, vreau să le amint colegilor antevorbitorilor din că municipiul Bacău, la fel ca municipiul Românești, face parte din județul Bacău. Și la fel cum avem destul de multe proiecte în parteneriat municipiul Românești, cred că este normal și ok să avem parteneriat și cu municipiul Bacău, să încercăm să ajutăm. Și atenție, casa, dacă n-ați observat din ce a spus domnul președinte, este în proprietatea Consiliului Județean. A fost procurată în 2019. Mă bucur că eram și atunci când am contribuit și eu la acel vot. Am colegi care sunt și acum în sală. Să nu uităm de contribuția domnului profesor Ioan de Nibă, care foarte mulți ani s-a luptat pentru a prelua această casă. Sper să reușim să o modernizăm și să-l invităm și pe domnul de Nibă la această... la finalizare. O să vedem de renovat această casă. Îmi pare foarte rău că avem unele personalități politice, să spunem așa, nu se dau numele, nu contează. Fac administrație publică pe Facebook și încearcă să iasă în evidență în anumite postări cu impact destul de mare. Administrația trebuie făcută în primărie și nu pe Facebook la comentarea de la postarea de domnului Daniel. Mulțumesc! Domnule președinte, da, domnul primar, cu domnul consilier județean, care e corect, a fost primar. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă îmi permiteți o scurtă mențiune pe care vreau să o fac, în anul 2019, într-o înțelegere corectă, din punct de vedere politic și administrativ, cu Consiliul Județean, municipiul Bacău nu și-a exercitat dreptul de preemțiune, Consiliul Județean prevând în proprietate, practic, acest obiectiv cultural, până la urmă despre asta discutăm, a fost o înțelegere, din punctul nostru de vedere, foarte corectă, pentru că nu s-a pus niciodată problema la cui cetățenii nici la acest proiect, ci nici la proiectul spitalului și la multe alte proiecte de asociere pe care le-am avut între municipiul Bacău și Consiliul Județean. Nu s-a pus problema a cui este care cetățenii care vin mai des și noi cu bugetul nostru nu sau mare să facem sau să nu facem. Toate pentru care eu voi susține acest proiect, mi se pare foarte corect și foarte just. Așa cred că este până la urmă un bun exemplu de cooperare administrativă, indiferent de ce zice pe dreptul sau în alte părți. Da. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul consilier județean. Dacă permiteți, vreau să fac și eu câteva precizări. În primul rând, este proprietatea, așa cum am spus de la început, proprietatea dobândită prin cumpărare de către Consiliul Județean în anul 2019. Tocmai de aia noi am inițiat demersuri de a o pune în siguranță, de a o repara, de a o reabilita și, în mod evident, de a pune în valoare acest patrimoniu. Aș vrea să, asta tocmai ca să-i răspund care este interesul județului, este proprietatea noastră. Da, noi am făcut demersurile necesare până în acest moment, am cheltuit din bugetul județului, bineînțeles, ținând cont și de ceea ce referindu-mă și la ceea ce spune domnul consilier județean Necula, tocmai pentru faptul că nu se întâmpla nimic în acea zonă și existau extrem de multe solicitări pentru că acel monument să nu se deterioreze și mai mult. Consiliul Județean a preluat-o într-o stare avansată de degradare. De atunci, cum bine știți, s-a obținut aproape toate avizele pentru a putea interveni pe ea. Noi am depus spre finanțare pe o linie de finanțare către Ambasada Americii, pe un proiect. Nu am primit niciun răspuns, dar am înțeles mâna întinsă de către primarul municipiului Bacău prin exprimarea publică că susține orice demers. Referitor la faptul dacă ne-am înțeles sau nu ne-am înțeles înainte, dacă am avut o discuție prealabilă în care să ne punem noi de acord asupra procentelor sau cât se poate susține, să știți că eludăm aici un lucru extrem de important. Eu nu fac înțelegeri particulare pe persoană fizică sau pe poziția de președinte a Consiliului Județean, fără să cer acordul nostru. Ca atare, așa cum am procedat și la Spitalul Municipal, așa cum am procedat și la asocierea pentru podul de la Letea, care să facă legătura, așa cum s-a procedat și cu strada Șafran, viitoare strada Șafran, legătura dintre centură și aeroport. S-a aprobat, am fost noi inițiatorii și rămâne să decidă Consiliul Local. Consiliul Local nu este egal primar, cum nici Consiliul Județean nu este egal președintele Consiliului Județean. Am înțeles că pe ordinea de zi, tot în aceeași manieră, am înțeles că pe ordinea de zi, la Consiliul Local, se află o propunere de asociere, cred că a doua oară când se încearcă acest lucru, pentru închiderea celulei 1. N-am fost consultat nici eu. Nu este motiv de supărare. Vreau să vă spun că... Vă spun imediat. Celula 1 se referă la depozitarea deșeurilor. Vreau să vă spun că eu am lansat o invitație pentru a participa la această ședință, așa cum e bine primit, la care n-am primit răspuns, pentru că dacă, și așa cum este, într-adevăr, la ora 10, Consiliul Local se întrunește pentru a delibera asupra unor proiecte, printre care și celul la 1. N-am primit invitație, nu e nicio problemă, dar exista timp să se vină în sală și puneam pe ordinea de zi acest proiect cu prioritate, tocmai ca să se prindă cele două ședințe. Chiar mă gândeam la un moment dat, dacă situația o va cere și voi fi invitat în Consiliul Local, să plec din Consiliul Județean, să continue ședința domnului vicepreședinte Panfil și eu să-mi susțin punctul de vedere în cadrul Consiliului Local. Cred că așa se procedează între două instituții. Nu cred că ar trebui să procedăm ca între două persoane. Este etic, este o modalitate de a respecta Consiliul Local și o modalitate de a respecta Consiliul Județean. Noi am făcut o propunere, vă supun aprobării dumneavoastră această propunere pe care o facem noi. Cred că e adevărat și în mare măsură domnul consilier județean Vreme a punctat că într-adevăr la nivelul județului sunt multe alte obiective în care trebuie investit și trebuie să avem o prioritizare, dar acum, având proprietatea acestui imobil nu putem să ne derobăm de orice răspundere și să păsăm doar Consiliului Local al municipiului Bacău. Ca atare, mi se pare principial să participăm împreună, cu atât mai mult cu cât susținerea pe Facebook înseamnă o susținere publică. Ca atare, nu știu dacă mai trebuia să mai avem o discuție prealabilă. Vă rog, domnul consilier județean Vreme. Mulțumesc, domnul președinte. Deci, eu vreau să fiu foarte clar. Susțin asemenea acțiuni. Deci, sunt necesare, iar când vorbim de educație, când vorbim de cultură, ne gândim la termenul lung. Iar de aceea colega mea a pronunțat numele lui Călinescu, vreau să vă spun că în Ornești, pentru cei care nu știu, știți cu toții, există Fundația Călinescu, unde, datorită lipsurilor fondurilor, să știți că curge acolo. Am putea poate să ne îndreptăm și spre Fundația Călinescu din Silviu, Fundația Călinescu din Onești. Și cred că dacă facem o listă, cum a spus dumneavoastră, lista e destul de mare și, eu știu, Comisia de Cultură ar trebui să-și spună părerea privind o prioritizare. Și, repet, nu sunt împotriva unor asemenea acțiuni, dar eu cred că Consiliul Local Bacău trebuie arătat cu degetul. Pentru că chiar cu adevărat nu-i onorează faptul că la Bacău, unde ei sunt proprietari, ei sunt, nu asupra corpului, că am înțeles imobiliului a Consiliului Județean, dar ei, ca imagine, trebuie să aibă grijă de Bacău. Deci trebuie arătat cu degetul și trebuie să și vină cu bani din bugetul municipiului Bacău pentru asemenea obiective. Nici nu știu o termen de asociere, deci dacă și termen de asociere, să zic așa, reflectă faptul că noi suntem proprietari și ei din și cu bani acolo, atunci lucrurile sunt poate votate. Domnule președinte, mulțumesc. Sigur că este un domnul Necula, vă dau imediat cuvântul. Dar înainte de domnului consilier județean Silviu Pravăț și domnului consilier județean Pleșca. Am să fac un singur punctaj, ca să ne înțelegem. În această propunere este 50-50. Tocmai pentru a fi echilibrați. Vă rog, domnul consilier județean Pravăț. Am o întrebare domnului consilier Boca, deci ar principiu. Deci tot o întrebare a fost, care au fost negocieri la pachet. În Boca, am o întrebare simplă. La pachet vreți să facem totul, Consiliul Județean să facă totul în municipiul Bacău, tot ce ține cultură și biblioteca, care arată într-o stare bușalnică, administrația de tot ce face. În afară de a dărâma cele garaje, un proiect al PNL-ului, absolut nimic. Doar poți fi frizerii. Absolut nimic. Nu se poate. Acea casă a fost luată în locul nostru pentru că era și un pericol public pentru persoanele străzii din Bacău și pentru copiii din acel loc, de jur prejur, care se jucau acolo. Deci am avut mai multe motive, nu mai unul. Trebuie și cultural. Dar nu putem să spunem, să acuzăm noi CJ-ul, să pe președinte, că n-am putut o înțelege la pachet cu totul. Nu, ați pus o întrebare acuzătoare, nu? Mulțumesc. Bine. Domnul consilier județean Pleșca. Domnule președinte, stimați colegi, o să fiu scurt, vreau să vă felicit pentru acest proiect. Mă bucur să văd că Consiliul Județean și prin dumneavoastră reprezentantul nostru ne implicăm și în astfel de proiecte culturale. Aș vrea să atrag un pic atenție și colegilor noștri de la Partidul Mișcarea Populară, pentru că de multe ori, ca la Consiliul Județean, nu mai zicem și alta facem. Domnule Vreme, vrem să vă vedem și cum votați, pentru că ne-ați mai zis de multe ori că susțineți proiectele, cum a fost și preluarea spitalului municipal, iar la vot v-ați abținut. Proiect de principiu l-ați votat și la vot, când a fost vorba de preluat, toți colegii din Mișcarea Populară s-au obținut. Vreau să vedem și fapte, nu mai vorbesc, și vă mulțumim pentru susținerea acestui proiect. Da, mulțumesc că ați făcut o referire, vreau să răspund domnul Consiliul Județean Vreme. Domnul Consiliul Județean Vreme nu a fost în ședință. Colegi, domnul. Da. Domnul Cosmin Necula și urmează domnul Laurențiu Boca, așa cum vă rog. Mulțumesc, domnul președinte. Am să fiu extrem de scurt în această abordare. Din păcate, cred că discutăm prea mult în cadrul Consiliului Județean. Uneori. Fără a avea toate datele și fără a avea toate informații. Haideți să nu mai acuzăm pe unii sau pe alții. Vă repet, pentru a fi foarte clar în ceea ce am spus. În anul 2019 a fost o înțelegere politico-administrativă corectă, așa cum au mai fost și alte înțelegeri politico-administrative cu privire la asocierea dintre Consiliul Local, Bacău, Consiliul Județean, în vederea realizării comună acestor obiective. Nu e că nu s-a uitat cineva sau cineva n-a fost atent sau nu era interesat de vreo casă. Nu, sunt nicio formă. De aici încolo, discuțiile, disputele mi se pare inutile. Arătatul cu degetul înspre Consiliul Local sau înspre Consiliul Județean, înspre președinte, înspre cine, mi se pare inutil. Cred că e un proiect foarte corect, oportun, și de aceea îl susțin. Nu cred că trebuie să discutăm, să facem atâta apa în bio pe un proiect care mi se pare de bun simț până la urmă. Vă mulțumesc. Da, mulțumesc frumos. O secundă. Să știți că n-a acuzat nimeni nimic. Tocmai în lumina acelei înțelegeri din 2019 politico-administrative, astăzi venim cu această propunere pentru a continua înțelegerea între Consiliul Local și Consiliul Județean, chiar dacă astăzi, să zicem, am dezbătut mai mult, dar știți foarte bine că a fost mediatizată și aș vrea să separăm foarte clar atribuțiunile Consiliului Județean, nu în sensul în care noi să suferim ca instituție, să avem un prejudiciu de imagine, că n-am făcut nimic pentru a repara, pentru a reabilita acel imobil de patrimoniu, că suntem lipsiți de simțire pentru patrimoniul cultural. Tocmai aici a fost subiectul acestei, să zic așa, dezbateri în fața consilierilor județeni, că noi, ca și Consiliul Județean, am luat toate măsurile pentru a o pune în siguranță, în limitele prevăzute de lege. Noi nu putem interveni cu un bai acolo până nu obținem toate avizele ca atare. De asta am propus această asociere, care sper să fie pusă pe ordinea de zi a Consiliului Local cât mai repede. Mi-am dat seama că și astăzi, așa cum am făcut și ultima propunere din Consiliul Județean referitor la Spitalul Municipal, nu se află pe ordinea de zi, nu știu de ce, deși este urgent pentru a obține fonduri sau pentru a putea întreprinde demersuri pentru a completa lista pe PNRR, poate și cu acel obiectiv, așa că nu știu dacă acest demers al nostru să nu rămână tot așa într-un sertar în cadrul primăriei Bacău și să nu fie pus pe ordinea de zi. Așa cum n-a fost pus nici Spitalul Municipal. Spitalul Municipal un obiectiv extrem de important pentru municipiu, pentru județ, la fel cum și acest imobil, acest patrimoniu cultural pe care încercăm să-l protejăm, trebuie să apară pe ordinea de zi a Consiliului Local pentru a supune votului consilierilor locali. Da, mulțumesc dacă mai sunt intervenții. Domnul consilier județean, vă rog. Și ulterior, și aș vrea să trecem la vot ca să... Da, sigur vă dau. Deci, nu v-am dat. Aș vrea să vă reamintesc că dacă la Casa Vasile Alecsandri se poate un parteneriat între Consiliul Local și Consiliul Județean, de ce nu ar fi posibil și la spital? Asta este una. Și am spus că dumneavoastră nu negociați pe subvență. Noi, consilierii județeani sau cei din Mișcarea Populară, nu v-au cerut așa ceva, dar eu consider că conducătorul unei instituții, când vine cu o inițiativă și nu depinde doar de el, depinde și de ceilalți alte instituții, ar trebui să aibă dialog între ei, până la urmă. De asta suntem puși și aleși în fața comunității. Să stăm din vorbă și să rezolvăm, nu pe sub masă, așa cum se votează și în Consiliul Județean, dar și în Consiliul Local. Pentru că să-i răspund și colegului Pleșca, Partidul Mișcarea Populară, noi nu am votat în trecut pentru că nu aveam ce vota. Și e strict de ceva. Nu putem să luăm un bun al unuia și să facem noi ce vrem cu el. Ca să fi votat, v-am explicat și atunci, trebuia să convocați Consiliul Local și Județean și atunci se rezolvau problemele. Vă mulțumesc. Da, mulțumesc. Trebuie să vă răspund în toată, pentru că m-ați acuzat de frică. Și am să vă spun un singur lucru. Noi suntem aleși nu să vorbim, ci să facem. Al doilea lucru. Deci, noi suntem aleși, nu să vorbim, ci să facem. Doi, cred că mai transparent decât Consiliul Județean în adoptarea deciziilor în ceea ce privește patrimoniul public al județului, nu există aceeași transparență din partea Consiliului Local al municipiului Bacău. Am să vă spun un lucru, să știți că nu noi luăm și facem ce vrem. Este domeniul public al statului. Fie că este al municipiului, fie că este al județului. Vreau să faceți diferența și să ieșiți din umorile trecutului. Că nu noi stabilim ce e al nostru. Este al județului. Domeniul public. Domeniul public ori al municipiului, ori al județului. Și vă răspund un lucru care nu l-ați înțeles nici atunci. Nu putem veni la finanțare fără să ai proprietatea. Nu pot să scot secțiile din Spitalul Județean să le reorganizez în condițiile în care nu am proprietatea, că ulterior s-ar putea ca acel parteneriat să dureze 2, 3, 5, 6 ani și după aia o să mutăm secțiile în stradă. Cred că le-am înțeles foarte bine din punct de vedere juridic vorbind. Dar aici se vede o neînțelegere clară a subiectului. Vă rog, domnul consilier județean Boca. Așa cum bine ați menționat și cum a spus și domnul Necoar, în 2011 s-au pus și înțelegerea administrativă comună. În ziua de astăzi văd că nu se mai pot face. În curente de printre și în presă a escaladat un mod de comunicare cel puțin de principial. Dacă nu vom renunța fiecare la o parte din orgoliști, nu ne vom înțelege, nu cred că va fi bine nici pentru municipiul, nici pentru județ. Mulțumesc. Mulțumesc. Mai avem o intervenție de-a domnul consilier județean Bârzu, care ați lucrat. Da, mulțumesc, domnul președinte. Consilierii Partidul Național Liberal sprijini orice demers pentru finalizarea casei Vasile Alecsandri. A sprijinit și la achiziție, domnul Marcu a făcut parte și din Comisia de Achiziții. Vom sprijini orice demers pentru finalizarea acestui obiectiv foarte important cultural al municipiului, județului și eu consider că și la nivel național, prin ceea ce a reprezentat personalitatea marelui Vasile Alecsandri. Vreau să vă spun că este bine vorba lui Omar, Dumnezeu, doi câte la crește. Deci este bine să finalizăm mai repede. Dar spun și colegul domnul președinte, dacă municipiul nu va fi de acord, noi vom continua totuși să finalizăm această lucrare. Asta era o întrebare și o rugăminte să ne asumăm, indiferent de dacă acest parteneriat se face sau nu se face, noi să continuăm să finalizăm acest obiectiv. Vă mulțumesc! Da, mulțumesc frumos. Eu aș trece la vot, am să vă răspund punctual. În mod evident, noi vom continua demersurile așa cum le-am început. Nu am stat, dar am înțeles mâna de ajutor oferită de domnul primar și ca atare nu puteam să o refuz. Vă rog, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Cum și plus 3. Da, deci 34 pentru o abținere. 34 voturi pentru, o abținere și niciun vot împotrivă. Vă mulțumesc. Aș vrea, vreți să faceți o intervenție, aș vrea să trec mai... Vreau doar să explic și colegului că ați prezentat acest proiect, eram la teatru, eu am citit, eram hotărât să votez, să mă abțin. Uitați să mă credeți partidele, care sunt foarte importante. Au făcut să mă răzgândesc. Felicitări! Așa că nu oprim dezbaterile. Ați văzut că nu le opresc. Să nu avem așa față de cei care vorbesc cu atitudine de domnule, știi, spui asta sau faci altceva. Haideți să vedem lucrurile așa cum le-ar vedea cei care, eu sper că ne urmăresc pe internet și care ne-au votat. Iar dacă vorbim de vot, să știți că voturile se obțin vorbind. Voturile se obțin și dacă ne uităm înapoi în politica românească, păi am avut oratori de mare valoare, la care ne uităm multă mândrie. Așa că, haideți să nu privim când cineva vorbește, iar invitația mea de a se prezenta, să știți că chiar dacă a fost sprinchit așa, poate un pic mai clar, dar chiar este un lucru normal. Noastră ați propus-o pe doamnă, foarte bine. Dar să știți că eu pe doamnă nu o cunosc. Adică era o chestie chiar... Nu-i nicio problemă, nu-i nicio supărare că nu s-a prezentat. Dar la urma urmei, dacă vrem să mergem pe o anumită poziție, suntem responsabili de ceea ce vrem să facem. Până trebuie să ne prezentăm. Că din... Așa, poate păcate, poate fericire, nu ne cunoaștem în totalitate și să știm abilitățile fiecăruia, capacitățile, competențele fiecăruia. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Vă rog o scurtă, dacă vreți să facem dezbatere, domnul rector așteaptă să votăm da? Vă rog. Da, vă rog. Secretarul Clasă Vasile Alecsandri, pe noi este president jurat Universitatea Vasile Alecsandri și pe domnul profesor Danilor. Împreună am înființat Societatea Cultural Științifică Vasile Alecsandri, care a angajat Casa de Avocatură, Mușați și Asociații și au reușit să mențină în patrimoniul național această casă. Ea era cumpărată de un afacerist italian care voia să o vândă. Dacă nu era casă de patrimoniu, nu puteam face absolut nimic. Legat de Vasile Alecsandri, pe linie științifică, colegii mei au dovedit că s-au născut în Bacău. Corabila de naștere este afișată la intrarea în Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău. Acest certificat de naștere i-a fost necesar când s-au dus la studii la Viena, deci acolo i s-au cerut, cum se cere și acum, un act de naștere și au fost eliberat, într-adevăr, mai târziu. Da? Dovedește clar că în ce date s-au născut și că s-au născut în Bacău, nu în Căruță, nu după alte pomești. Acum, așa, Academia Română revizuiește istoria și viața lui Vasile Alecsandri în lumina acestor noi dovezi. Acum trebuie să apară volumele dedicate lui Vasile Alecsandri. De asemenea, Vasile Alecsandri, pe lângă faptul că a fost un mare dramaturg, un poet, a fost și un mare diplomat. Lumea uită acest lucru. Cariera lui diplomatică a ajutat la realizarea Micii Unii. Deci a fost unul din artizanii realizării acestei Micii Unii și din cauza aceasta, din Alecsandria ar trebui să facem un brand al orașului, un brand al județului, alături de Bacovia și de ceilalți. Să facem ceva ca să-i păstrăm memoria. Vă mulțumesc! Și mai voia să spun, societatea deci la început să achiziționeze manuscrise, cărți rare, legate de Vasile Alecsandri. Deci, în momentul în care va fi gata casa, noi putem veni cu obiecte de patrimoniu pentru a deveni un muzeu. Mulțumim! Vă mulțumesc, domnule rector. Mai am o singură datorie, trebuie să dau cuvântul domnului consilier județean, Silviu Pravăț. Mulțumesc, domnule. Vreau să completez să spun domnului Vreme că în partea aia de date trebuie să ne prezentăm, însă cred că ne știm și cred că trebuie să lăsăm faptele să ne facă prezentarea la sine. Și eu, domnul Vreme, chiar îmi pare rău că ați zis de data trecută la ședință, poate numai celor două ore de dezbateri de care spui, dar pentru dumneavoastră ați fost singur, dar pe care ați făcut la pena. Mulțumesc. Da, mulțumesc. Am să trecem la punctul 10. Aș vrea să întind ședința. Da, da. Și eu, și la mine a treia oară. La punctul 10 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de uși și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 1550 metri pătrați din zona drumului județean DG119, situat în sat Gura Văii, comuna Gura Văii din județul Bacău, aflată în domeniul public al județului Bacău și în administrarea serviciului public județean de drumuri Bacău, în favoarea SC Delgaz Grid ESA. Dacă avizele sunt favorabile, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri? Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 32 plus 35. Vă mulțumesc. Trec la punctul 10. O să încerc să fiu cât mai succint și pe proiectele care nu sunt intervenții am să trec de la unul la altul pe vot, tocmai pentru operativitate. La punctul 11 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind darea în administrare către Consiliul Local al Comunei Săucești a unui sector de drumul județean DG207F de la km 5 plus 250 la km 7 plus 344 situat pe raza administrativ teritorială a Comunei Săucești. Supun la vot proiectul de hotărâre. Am înțeles că avizele sunt favorabile. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Sesiunea domnului opoziție, 3 voturi pentru. 35 de voturi. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. La punctul 12 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind validarea ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Bacău în mandatul 2020-2024 a domnului colonel Babiș Adrian, puternicit șef la Inspectoratul de Jandarmi Județean Bacău. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Vă mulțumesc. 35. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trec la punctul 14 de pe ordinea de zi, se prezintă proiectul de hotărâre privind asocierea județului Bacău cu Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău prin Facultatea de Științe Economice pentru organizarea și desfășurarea proiectului Concurs Regional pe Teme Economice Ion Ionescu de la Brad. Vreau să, înainte de a supune la vot, am să întreb pe domnul rector dacă are un punct de vedere pe acest subiect. Noi, să știți că, așa cum am făcut-o de fiecare dată, susținem atât activitatea științifică a Universității din Bacău, cât și activitățile care țin de dezvoltare și cercetare, ca atare, o să rog pe domnul rector să spună mai multe, cu atât mai mult cu cât azi, tot prin votul dumneavoastră, se desfășoară lucrările științifice la Universitatea din Bacău, o conferință internațională și care, să știți, că are elemente de inedit. Dar o să-l las pe domnul rector să vorbească tocmai pentru operativitate. Mulțumesc mult, va fi foarte mult mulțumit pentru sprijinul acordat să vedem organizarea acestei conferințe internaționale. Ea se derulează și astăzi. Au venit participanți dintr-o nouă țară, dar lucrările au fost trimise de autori din 40 de țări. Au fost pentru noi un mare subiect neașteptat și având în vedere pandemia. După pandemia am văzut că lumea dornică de socializare, ca să vă spun cinstit, și la banchetul de seară. Înainte lumea nu prea dansa la un banchet științific. Acum s-au pornit dansul din prima, după 2 ani de pauză. Erau stătuți. Da, lumea era stătută. Și vrem să organizăm și acest concurs. De fapt, îl organizăm an de an. Am vrut să cerem sprijinul pentru premii, dar premiile nu sunt eligibile, așa că le vom folosi pentru organizare. Pentru premii am făcut noi rost bani din alte sponsorizări, că vrem ca să-i recompensăm pe acești copii care fac acest efort să participe la acest concurs regional. După cum ați văzut, noi căutăm să avem o implicare locală, județeană și regională și să sprijinim toate activitățile derulate la acest nivel. Vă mulțumesc încă o dată pentru tot sprijinul acordat. Mulțumesc încă o dată. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru. Da. În 35 de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Vă mulțumesc. Am să trec la... Din păcate, sau din grabă mai degrabă, am sărit peste punctul 13 și am să-l reiau. La punctul 13 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, punerea în siguranță și amenajarea imobilului Casa numărul 2 din municipiul Bacău, strada Hericoandă numărul 2, arhivă plus spații de depozitare, rest rămas de executat. Dacă nu sunt, avizele sunt favorabile, am înțeles. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 35 de voturi. Am să trec acum la punctul 15, ținând cont de faptul că punctul 14 a fost aprobat. Se prezintă proiectul de hotărâre privind plata cotizației anuale în județul Bacău în calitate de membru către Asociația Grup de Acțiune Locală Valea Muntelui pentru anul 2022. Dacă avizele sunt favorabile, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Trei voturi pentru. În... Și fără participarea domnului Budac, sunt 34 de voturi. Vă mulțumesc. Trec la punctul 16 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind plata cotizației anuale a județului Bacău în calitate de membru către Asociația Grup de Acțiune Locală Ulmus Montana pentru anul 2022. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotriva? Abțineri? Patru voturi. 36 în total. Da. În unanimitate a fost aprobat. La punctul 17 de pe ordinea de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind plata cotizației anuale a județului Bacău în calitate de membru către Asociația Grup de Acțiune Locală Colinele Tutovei pentru anul 2022. Dacă avizele sunt favorabile, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Patru voturi pentru. Tot 36. În unanimitate a fost aprobat proiectul de hotărâre. Trec la punctul 18 de pe ordinea de zi. Se prezintă proiectul de hotărâre privind plata cotizației anuale județului Bacău în calitate de membru către Asociația Grup de Acțiune Locală Cetatea Tamasidava pentru anul 2022. Dacă avizele sunt favorabile, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Votul împotriva, abțineri. În unanimitate, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 19 de pe ordine de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropiere a imobililor proprietate privată care constituie coridorul de expropiere a lucrărilor de utilitate publică de interes județean, consolidare drum cu zi de sprijin DG252 Buhoci-Bibirești, km 121 plus 630, județul Bacău. Dacă avizele sunt favorabile, și cred că sunt, se pun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotriva, abținere. 4 voturi pentru, în unanimitate a fost aprobat proiectul de hotărâre. Punctul 20 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de specialitate în vederea acordării de consultanță, asistență și reprezentare de către Spitalul Județean de Urgență Bacău. Dacă sunt, vă rog, domnul, pentru intervenție. Mulțumesc, domnul președinte. Într-adevăr, am studiat material, este nevoie de această consultanță și facea este destul de complexă de vedere juridic. Am văzut că sunt pretenții de 6,5 milioane de euro, sunt 200 de soații în executare. Susținem, noi consilierii liberali susținem acest demers, votăm pentru. Am văzut că nu s-a solicitat o sumă, deci va suporta din bugetul propriu, probabil este de la exact în sală. Suma suportată? Da, din bugetul spitalului. Bugetul spitalului, și asta vreau să nu credem de tot ce valoare de adoptată, pentru că sunt procese destul de importante și de multe pentru suma alocată pentru aceste consultații juridice. Da, domnul Merete, vă rog. Exact. Corect. Probabil că noi ne gândim undeva între 8 și 10.000 de lei, cam atât ar fi și un salar de consilier juridic, nu din spital, educația la spital, legea 153 a blocat, cum știți, mărirea salariilor pentru personalul TES administrativ. Ca atare, la momentul acesta, cei doi consilieri județeni pe care avem practic rămână nu mai mult ca atare că e nevoie și plus că sunt foarte aglomerați cu un volum mare de corespondență din partea instituțiilor statului, însă consider din experiență că reprezentarea în instanță trebuie făcută de o casă de avocatură, în mare dezvaloarea din ce mai mare a proceselor și împovărarea care ar putea ajunge asupra comunității. Da, mulțumesc. Asta am văzut și la material, într-adevăr, este o urgență. Din punctul meu de vedere, cred că era mai bine și mai din timp pentru că stau de multe procese, dar este bine că se rezolvă și cred că Consiliul Județean va aproba această proiectare. Mulțumesc. Mulțumesc. Spun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Două abțineri? Da. Mulțumesc. 4 voturi pentru sesiunea online. Domnul Vreme, vă abțineți, domnul Vreme? Vă abțineți sau... Da. Păi nu, haideți să termin procesul de vot și facem la final ca intervențiile, dacă mai sunt pe acest subiect. Adică ce s-a mai acumulat putem să facem la final. Eu să știți că încerc să comprim cât mai mult ședința pe chestiuni care care pot trece mai repede decât de obicei. Vă rog. 34 pentru, 2 abțineri. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 2 abțineri, 34 de voturi pentru. Mulțumesc. Am să trec la punctul 21 de pe ordinea de zi suplimentară se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de amenajare a teritoriului, actualizare, plan de amenajare a teritoriului județean Bacău. Am să fac eu doar o scurtă precizare, să știți că este un document extrem de important, foarte mult muncit, e elaborat în decursul a 2 ani, greșesc? Nu greșesc. În decursul a 2 ani și poate că acest proiect nu are, l-am băgat pe ordinea de zi suplimentară tocmai pentru a fi aprobat, dar cred că merită o prezentare, chiar dacă va fi aprobată astăzi, merită o prezentare în sensul larg al acestui proiect, că este un document extrem de important pentru dezvoltarea județului. Și o să-mi rezerv, să zic, dreptul de a-l pune, nu neapărat în discuție, cât a-l prezenta în fața dumneavoastră de către cei care au lucrat și pe care îi felicit în acest moment, pentru că, în sfârșit, avem actualizarea pe ATJ-ul. Dacă nu sunt intervenții pe acest proiect, cu promisiunea că în următoarea ședință sau proxima ședință, care nu este extraordinară, care nu va fi extraordinară, să vă prezentăm pe larg această actualizare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc! Mai avem, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Mai avem pe ultimul punct pe ordinea de zi suplimentară raportul de control 32.808 din 31.03.2022 împreună cu decizia numărul 4 din 19.04 emisă de către directorul Camerei de Conturi Bacău. A fost transmis către dumneavoastră spre analiză. Dacă considerați că aveți întrebări la acest proiect, noi aici nu este de votat, este doar de prezentat în fața noastră a activității și a controlului efectuat de către Curtea de Conturi. Dacă sunt întrebări, vă stăm la dispoziție. Dacă nu sunt întrebări pe acest subiect, ați văzut că lucrurile nu sunt complicate, mă bucur că raportul Curții de Conturi arată activitatea corectă și legală a Consiliului Județean, mă refer la aparatul de specialitate, pe această cale le și mulțumesc pentru dovada de profesionalism de care dau, se arată și în raport și dacă nu mai sunt alte intervenții, i-am rămas dator domnului consilier județean. Vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte, referitor la acest raport. Deci, faptul că nu-i vot, să zicem că putem trece așa peste el. Dar aș propune că atunci când volumul e foarte mare, sunt 70 de bani, să fie transmis cel puțin cu câteva zile înainte, pentru că vă transmis ieri. Ieri vă transmis. Bun, atunci facem o lucrare. Este pentru analiză. Puteți să-l analizați și anumite probleme, le spunem în ședința următoare. Da, mulțumesc. Da? Referitor la celălalt subiect, era legat de votul dat pentru serviciile juridice de la spital. Eu am vrut să explic votul dat de partid. Trăim într-un stat de drept și se pare că, cel puțin să observă și cu ochiul liber, partea asta juridică este înțeleasă de către unii poate prost și de aia cred că au crescut foarte mult numărul de procese. Noi am susținut acest demers al domnului director. Dacă îmi spune că o să ia consultanță juridică cu 10.000 de lei, domnule director, eu nu cred că veți putea lua o consultanță juridică cu 10.000 de lei, o consultanță juridică de calitate. Și trebuie tratat foarte, foarte serios, pentru că cred că, așa cel puțin citesc din media, puteți confrunta cu tot felul de procese, procese cu... Deci, haideți să vă spun ceva, ca să vă sincer, eu trebuie să vă retrag, că am o întâlnire extrem de importantă. Eu aici vreau să vă... Am pus să evidențiez faptul că am votat asta și vă susțin. Doamna consilier județeană, dar nu știu dacă ați văzut ce s-a întâmplat ieri în ședința de la Primăria Pleșca și faptul că domnul primar a vorbit atât de urât cu o femeie, să știți că nu se poate ok. Nu putem trece cu vederea aceste abuzuri, pe lângă faptul că suntem foarte puține femei în politică, trebuie să ne sprijinim între noi și să nu lăsăm lucrurile așa. Mulțumesc! Da, mulțumesc! Da, vă mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc pentru vot și vă doresc un weekend plăcut!